După ce am împlinit 20 de ani, mi s-a oferit un contract să plec în Australia și de atunci am tot plecat prin afară. Am început să-mi placă viața de circ, la caravană, am fost plecată prin Noua Zeelandă, Australia, Groenlanda, Europa. M-am reîntors în România, din Australia, deoarece eram însărcinată și am vrut să îmi nasc copilul aici, în România, să fiu aproape de familie. Am venit la România cu talent să-mi fac mama fericită și să vadă întreaga lume ce poate fata ei să facă.